Faza optimilor de finală ale Cupei României la fotbal etapa 1 pe județ va avea loc în ultima zi a lunii noiembrie. Cele 16 echipe rămase în competiție vor disputa un singur joc, la capătul căruia se vor decide cele 8 participante din sferturile de finală care vor avea loc în primăvara anului viitor. Din zona Mușcel, singurele echipe rămase în competiție, ASL Rești și ASL Rucăr, au picat cu adversari facili, având șanse mari la calificarea în sferturile de finale ale Cupei României la fotbal. Astfel, gruparea de Liga a 4-a, ASL Rucăr, va întâlni ASL Cătească, chiar pe terenul formației de Liga a 5-a. Ocupanta a locului 5 în seria centru, iar ASL Rești, locul 3 în seria nord, va primi vizita celor de la Steaua Roșie Slobozia, echipa oaspete ocupând în momentul de față poziția a 10-a în Liga a 4-a. ASL Rucăr s-a calificat în optim după ce în etapa precedentă a trecut la penaltiuri de ASL Dragoslavele 6-3, iar ASL Rești a învins Gloria Berevoiești cu scorul de 3-0. Celelalte partide din faza a 4-a optimilor din Cupa României la fotbal etapa 1 pe județ sunt următoarele. Cupa României faza a 4-a optim etapa 1. ASL Oarja 2011, ASL Viitorul Ștefănești 2007, ASL Șoimi Ticveni, CS Sporting Pitești, ASL Colibaș, ACS Unirea Bascov, ASL Viitorul Lunca Corbului, ASL Vulturii Priboieni, ASL Miroș, CS Atletic Bradu 2, ASL Micești 2002, ACS Basarabi Curtea de Argeș.